Povestea mea a început aici. Acum 10 ani. Era iarnă. Și eram foarte îndrăgostită. Nu bănuiam atunci că cel mai frumos lucru din viața unui om se poate transforma într-un coșmar. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, poftiți la balul de Crăciun al Facultăților de Arte! În această seară s-a deschis pentru dumneavoastră balul de Crăciun al Facultăților de Arte! Ce e asta? Când? O săptămână viitoare. Săptămâna viitoare nu se poate. De ce? E Crăciun. Și ce dacă? Nu se fac nunți de Crăciun. Ba se fac. Cadouă mistice smaralde, te duci spre alte țări mai calde. Nela, am un șpil, o casă goală, cunosc ca în palmă, fata asemănită de seară. E nuntă în cartier. O călcăm. Șeful, 20 buc. Yes! Mai departe, băule, ca să ne până aia. Băule,
George în casă. Ucles, wow! Domn colonel, nea Gigi din Calafat trage să moară. Dacă aveți plăcerea, poftiți pentru un omagiu. Ce este viața noastră, floare și abur de rouă de dimineață? Venit să vedem lămurit în morminte. Unde este frumusețea trupului? Unde este tinerețea? Unde sunt ochii și chipul trupului? Toate s-au veștejit ca iarba, toate au pierit ca fumul. Amin. Domnule colonel, sunt oltean din Calafat. Așa e obiceiul la noi, facem pomană în viu. Eu am săpat o groapă în fundul curții, n-am loc de reci. Și peste ce paștele mă sictetesc că dau, iartă-mă, părinte. Peste benzina. Uitați-vă și dumneavoastră. Scot, scot, scot și degeaba. Groapa se umple din nou. Eu l-am chemat și pe părintele să facă slujbe. Domnule colonel. Nu sunt colonel. Nu contează. Noi respectăm poliția. Uite nenorocire. Acum, dacă ați constatat ca organe, că nici n-am unde să mă îngrop, domnule colonel. Ți-am mai spus că nu sunt colonel. Nu să fiți. Clinton, domnule colonel, am visat azi noapte că cântăm împreună cu matale astăzi. Și am visat șerpe. Ce se însemne asta? E de bine, dar să te ferești. Rei major! Ce aveți cu mine, dușmani? Toată viața v-am dat bani. V-am dat bani și meserie și tot purtați dușmanie. Ce aveți cu mine, dușmani? Toată viața v-am dat bani. V-am dat bani și meserie și tot purtați dușmanie. Lumea rea ce-o avea se ține de casa ta. Aveți cu mine dușmani, toată viața v-am dat bani. V-am dat bani și meserie și tot purtați dușmanie. Ce aveți cu mine dușmani, toată viața v-am dat bani. V-am dat bani și meserie și tot purtați dușmanie. Lumea rea ce-o avea se ține de casa ta. Lumea rea ce-o avea face numai vorba ta. Este o vorbă spun bătrânii, nu mor caii când vor câinii. Nu mor caii când vor câinii, nici câinii când vor stăpânii.
Doamna! Nu cheia. Ți-am dat-o. Virgile! Yes, baby. Ce le cereți mă ca să mă răscumpere? Marea cu sare. Mă duc să mă schimb. Figure, de jos pantoful de pe masă. Este rău? Alo, alo. Pe tine caută hoții să-ți dea mireasa înapoi. Alo. Alo, s-a întrerupt. Alo. 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 N-ați văzut un calmaru care sărea de torpedo, mânca indigo și vă lua la mișto? Auzi, mă, bă, vă nu vi s-a părut că ne urmărea cineva? Ne urmărea, dracu, dă-mi pace. It's possible. Cred că i-ar fi plăcut să mă vadă așa. Maestru cânta la sambal? Tata spunea că e un instrument la fel de nobil ca pianul. Auzi, mai e cineva la tine în casă în afară de noi? Da. Cine? Spiritului. Nu pe bune. S-a întrerupt. Trebuie să mă schimb.
Alo. Danașule. Alo, nu te aud. Eu te aud. Pârie. Nu pârie. E balamucul mare acolo. Alo. 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 Iar pârie. Alo. N-au nimic. Alo. Nu știu dracu are. Eu te aud, domnul. Alo. Stai că pârie rău că e să fac. Alo, alo, stai acolo că e muzica prea tare. Alo. Alo. Fire! 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 Ușor ai faci. Ce dracu faci? Dodo! Ce faci, mă? De ce țin lumina?
Procurorul să dea citire rechizitoriului. În noaptea anunții sale, trei indivizi au urmărit-o pe inculpată până la reședința acesteia. Cei trei mascați care au intrat prin efracție, în scopul bănuit de jaf, au agresat-o fizic și au violat-o pe inculpată. În urma agresiunii, unul dintre violatori, Radu Florescu, a fost lovit de către inculpată cu acest obiect. O cheie de acordaj din bronz masiv. O recunoașteți. Raportul medico-legal a relevat că victima și-a pierdut cunoștința imediat după prima lovitură, nemai fiind astfel capabilă să riposteze agresiv. Cu toate acestea, realizând stare de inconștiență a victimei, inculpata a continuat să-i aplice lui Radu Florescu încă 12 lovituri cauzatoare de moarte. Din declarația lui Dodo Ghergulescu, prieten din copilărie al inculpatei, declarație dată astăzi înaintea pronunțării sentinței, reiese că victima, Radu Florescu, a fost iubitul inculpatei. Deci, se cunoșteau. Nu e adevărat. Liniște! Dodo, avem 9 ani. Veți vorbi când vi se dă cuvântul. Vreau să mă măriți cu el pentru că știa să desfacă pianul și să-l facă la loc. Veți vorbi, vă rog, când vi se dă cuvântul. După un an de zile, tata a murit. De atunci nu l-am mai văzut pe Radu Florescu. Dacă mai continuați, suspend ședința! Ne curtez pianul singur. Mai aveți ceva de adăugat în apărarea dumneavoastră? Da. Dumnezeu să-l ierte. Pe cine? Pe omul la care a murit. Auzi, n-ar fi mai bine să vă vedeți la mine în birou? Cum vrei. Auzi? Ia o tortă dulce. În Canada, Australia, dracu știe de unde, da. E plin de bani, eu zic că e cam țăcănit dacă vrea să sponsorizeze pușcării. Și că vrea să facă niște filme documentare cu țăcăniți, cu genii de-astea pierdute, cu câinii. Poate rămâne pe aici. E mai nebun decât ei. Și că să vând bine, așa că i-a trimis pe ăștia să filmeze.
Fereastra se deschise și nimeni n-aprea mai. Of, ce dor, ce jale, în inimioara mea. Of. Tatăl meu, Batista, am plâns. În continuare, voi recita o poezie. Păi, te lasă, dracu, poezie. Spune ceva de sine. N-am dormit toată noaptea. De ce? Cu gândul dus la Maica Stareță. Când eram la mănăstire, tot așa, nopți întregi, nu dormeam, cu gândul dus la Maica Stareță. Era tânără și frumoasă, dar n-avea ochi pentru mine, numai pentru Dumnezeu. Ca mine. Și ce-ai făcut? Și atunci m-am gândit, ce-ar fi să intru noaptea pe fereastra stareței? Și? Și am intrat. Am intrat și... Măi, Neadorile. Taci. Și? Ea a crezut că visează, că a venit un înger la ea în chilie. Pe urmă, noapte de noapte, mergeam la Maica Stareț în chilie. Îngerul meu... zicea. Mă confunda cu un înger. Ah, nu, lăsați asta. Prințesă, spune-ne mai bine ce program avem pentru azi. Azi, de ziua zămislirii Sfintei Fecioare... Măi, Neadorele. De către prorocița Ana. Vreau să mergeți cu mine la vorbitor. La vorbitor? De ce? Mă așteaptă un căcănar acolo. Un căcănar la vorbitor în pușcărie? Asta e o greșeală. Și poliția e o greșeală. Și religia e o greșeală. Și justiție. Și eu. Toți suntem supuși greșelii. Amin. Domnilor! Azi e cea mai frumoasă zi din viața mea. Voi spăla geamurile de la vorbitor împreună cu doi mari artiști. Domnul Dorel! Să salutăm cu respect și considerație pe șeful nostru suprem, domn director! Vă rugăm să trăiți și să aveți amabilitatea să înfloriți. Că ne trebuiți! Hopa, fetița, dăm gurița s-o sărut. Bravo, baletul! Să luna, doamna! O frigem la noapte, baletul! Bă, ridică-te de jos, cărăcești! Ia-o! Pace, vă, părătoșilor! Aha! Și-a se vine cagiu! Ce vrei? Vreau să mă ierți. Nu așa. Nu te-ți părul din cap și varsă un pumn de lacrimi.
Julia, it's not looking better. Rush back to your office. You know what? I don't need this. Ești în golan. Mața! Și tu și ăla care... m-a tăvălit. Îmi pare rău. Te-ai purtat mai rău ca animalul. Lui nu-i păsa cine sunt, ori eu, ori alta, tot una. Nu înțeleg. Ai renunțat la pian, la concerte, la bani, la... pentru ce? Pentru postul de instructor artistic, gradul 2. În pușcărie. 9 ani am stat în aceeași cameră și am purtat aceleași haine. Acum pot să stau în ce cameră vreau eu și să port ce haine vreau eu. Ce-și poate dori eu mai mult? Înțeleg. Parcă ai trăit într-o metaforă. Îmi plac bărbații din telenovele. Ăia grizonați. Care după ce își părăsesc nevestele țântesc câte o înțelepciune de asta. Ești prost. Minți prost. E silă de mine. N-ar trebui să-ți fie silă. Ioana. Ar trebui să-ți fie milă de tine. Ioana. Ioana, asta e numele meu. Și asta e lumea mea. Metafora mea. Tot ce dincolo de siturile astea nu mă interesează de mine. Totul în afară de animalul ăla. Pe care am să-l găsesc. Pentru că trebuie să moară în brațele mele. Și am în sfârșit în brațele lui. Băiată, n-ai o țigară? Nu, nu fumez. De ce nu fumezi, mare? De ce nu-i dai, mă, țigară lui domnul Cici? Întinde-i mâna că ți-o rup. Tot scoram, măti. Bucle. Vă spun eu vouă, unul dintre voi mă va trăda. Carpeta asta e icoană? Nu, e o poveste din Sfânta Scriptură, dai copie. Și originalul unde e? E la papa. Oare cum o fi să fie papa de la Roma? E nasăl. De ce? Că trebuie să stai toată ziua în slujbe și rugăciuni. Părintele, de ce a fugit de la mănăstire? De damblaziu. Că toți oamenii au câte o damblavă, nea Gigi. Uite, mata, de ce stai tot timpul cu șapca aia în cap? Păi asta-i damblamă, eu sufăr cu curentul. Voi sunteți damblagii. Ăsta stă toată ziua cu icoana aia în brațe și tu cu rahatul ăla de gips. E din Italia. E turnul din Pisa. El în Pisa, mă, zi. Păi stai de 1000 de ani, stă, a plecat și nu cade. Are prăptele. E o minune a lumii. Omul e minunea lumii, vă, părinte. Dar e bău și nu pricepe. Păi cât îi pune Dumnezeu în spate și le duce nenică, fără nicio proptea. O să cadă și el odată și odată. Ei, da, sigur.